Cu toate că începutul vieții acestei femei nu a fost o fericire maximă. O greșeală a medicilor. I-a spulberat visele și copilăria. A urmat ani grei de tratamente pentru a-i găsi diagnoza finală. Iar într-un final s-a resemnat cu ideea că scaunul rulant îi va fi cel mai bun amic. Vorbim despre Larisa Teacă, primul notar din Moldova în scaun cu rotile. Eu m-am născut un copil sănătos. La 4 luni de zile, brusc, am avut o temperatură care nimeni nu înțelegea din ce cauză. Am fost scăpată din vedere perioada anilor 82, vaccinarea, care era vaccina împotriva poliomielitei. Eu am fost printre primele persoane care am fost afectate de acest virus. A fost o intervenție nereușită. Tratamentul a fost incorrect și 13 ani am fost tratată. Din punct de vedere psihologic, mi-a fost foarte greu să accept căruciorul. La mine în casă nu prea era căruciorul simplu, care deja este prietenul meu. Eu eram dus în brață, numai așa. A face studii în Republica Moldova este ușor, este bine. În cazul unei persoane cu dizabilități este foarte complicat. Venind dintr-o localitate, m-am ciocnit cu problema cea mai mare. Clădirile, inaccesibilitatea, chiar de multe ori mă gândeam cum să-mi fac bagajul și plec. Anii de facultate, haideți, au fost și grei și frumoși. În primul rând, eu n-am vrut să fie la frecvență. Eu am fost cu studiul la zi. Am avut mare noroc de colegi foarte buni care zi de zi veneau și mă ajutau să ajung la facultate. Din păcate, din cauza inaccesibilității, aveam ore și la 3-lea, al 4-lea etaj, eram dus în brațe. Pentru persoane este ceva nou, văzând pe o persoană scaun rulant, să fie persoana care prestează servicii către populație. Fiecare persoană se ciocnește cu notar. Sunt tratată foarte bine, adică nu sunt elită sau, eu știu, haide să vorbim de ce achitare, da? Deci se achită prestarea servicii notariale și poate ceva undeva. Fetița mea, acum plin două luni de zile, eu mișt să muncesc, din motiv că cei ce achită statul este mizerabil. Eu am fost umplită ca notar, mai avem un vis să fiu umplită ca femeie, ca mamă. Avea un copil, este o responsabilitate foarte mare. Este responsabilitatea, este grijile sunt. Și dacă voi putea să fac față, facem față. Trebuie să creadă în sine, în puterile sale, să muncească. Trebuie să muncească foarte mult.